Bine v-am găsit la un nou Caleidoscop Transilvan. Dragii mei, de data aceasta o ediție specială, deoarece an de an, la data de 15 ianuarie, sărbătorim Ziua Culturii Naționale. O dată aleasă pentru a aduce un omagiu față de poetul nostru național, Mihai Eminescu, care s-a născut la data de 15 ianuarie 1850. Și pentru că vreau să aflați doar cele mai frumoase lucruri și cele mai interesante despre Mihai Eminescu, am invitat-o de data aceasta pe doamna Corina Maria Lenard, doctor în istorie, pentru a fi invitata mea și vreau să-i mulțumesc că a răspuns pozitiv din nou acestei invitații. Bună, Carmen! Mulțumesc din nou pentru această invitație. Îți mărturisesc că revin cu căldură la voi în studio și întâi de toate aș vrea să îți urez ție și telespectatorilor un an prosper, un an bun și plin de sănătate. Mulțumim, așa sperăm și noi să fie de altfel. Și aș vrea să începem cu ce semnifică Ziua Culturii Naționale și cine este Mihai Eminescu, ce toată lumea cred că știe, însă aș vrea din nou să revenim la bază. Cine este Mihai Eminescu, ce înseamnă Ziua Culturii Naționale? Ziua Culturii Naționale ne oferă, prin exemplul poetului omagiat, un bun moment de reflecție asupra istoriei și asupra culturii și, în special, asupra direcției noilor generații. De asemenea, această zi reprezintă un moment potrivit pentru a ne gândi la ființa noastră lăuntrică, de a ne gândi asupra direcției poporului român și, desigur, nu putem, ca cel puțin astăzi, să nu conștientizăm într-un sens mult mai profund acest moment. M-ai întrebat anterior cine a fost Eminescu și despre Eminescu cu toții au auzit. Îl știu mai degrabă din postura de poet, dar nu știu neapărat și din postura de ideolog. Eminescu, ca și formație, ca și educație, a făcut primele două clase la Cernăuți și în primii lui ani de școală a fost foarte influențat de profesorul său, Aron Pumnul, care de altfel îi va trezi această iubire față de românii ardeleni. Ulterior, ceea ce știm despre Eminescu din perioada școlară este că nu a fost neapărat un elev strălucitor, în acel sens pe care îl cunoaștem cu toții, de premiant cu coroniță. De altfel, Eminescu avea uneori note mai puțin bune și a rămas chiar într-un an școlar repetent. Dovadă că acest spirit de geniu se dovedea a fi diferențiat față de ceilalți copii. Eminescu nu prea agrea matematica în acele timpuri, dar în schimb punctul lui forte era literatura și limba română și mai avea încă o pasiune, și anume istoria. Era foarte pasionat de istoria antică, pe care mărturisea că nu învăța din manualele școlare, ci o învăța din cronici. Ulterior acestei perioade, el se va educa la Blaj, iar în traseul lui către Transilvania va trece chiar prin Reghin și prin Târgu Mureș, și acest moment va avea o foarte mare semnificație asupra lui, pentru că pentru prima dată el va intra în contact cu frumoasa Transilvanie. A urmat epoca studiilor la Viena, unde va pleca la vârsta de doar 19 ani pentru a studia filozofie. Iar aici Eminescu a intrat în contact cu foarte mulți tineri ardeleni, care îl vor influența în scrierile sale ulterioare politice. De asemenea, perioadei de la Viena a urmat o nouă destinație, de această dată fiind vorba despre Berlin. Eminescu nu doar că a dorit să studieze filozofia, ci a fost interesat și de alte discipline, precum istoria antică, dreptul roman, precum geografia, precum economia și foarte interesant este faptul că el a fost extrem de influențat în această perioadă de gândirea lui Kant, de gândirea lui Hegel, de gândirea lui Schopenhauer. Sigur că poate ne întrebăm cum a fost viața lui Eminescu la Berlin și așa cum o știu toți cei care au studiat în străinătate, viața în studenție în Occident este destul de costisitoare și Eminescu din acest motiv a fost nevoit să își găsească o slujbă. El va lucra ca și secretar la agentul diplomatic de la Berlin. Practic, sarcina lui era de a scrie sau de a copia scrisori confidențiale diplomatice ale momentului, ceea ce l-a ajutat foarte, foarte mult să se racordeze cu tot ceea ce se întâmpla în diplomație și în relațiile internaționale. Vreau să vorbim și despre cum a fost întoarcerea lui Eminescu înapoi în România, acasă, de fapt.
Da, desigur, așa cum îți spuneam, perioada studiilor lui Eminescu a fost una destul de intensă și destul de semnificativă în formarea sa intelectuală, dar Eminescu în fond a rămas întotdeauna un om al pământului și la vârsta de doar 24 de ani se va întoarce acasă pentru a-și găsi un rost în țara lui. Jobul pe care îl va primi la întoarcerea la Iași va fi acea de director al Bibliotecii Centrale. Și de altfel perioada aceasta de reîntoarcere acasă a fost, din punct de vedere al creației sale artistice, una foarte productivă. Este iarăși o perioadă în care el devine din ce în ce mai atras de Junimea, acea societate culturală, și este o perioadă în care el fructifică ceea ce a acumulat din punct de vedere al intelectului său. Ulterior va opta pentru București și va continua cariera acolo ca și gazetar, iar această perioadă, din păcate, va coincide și cu primele semnale ale bolii sale. Finalul lui Eminescu știm cu toții, își va petrece ultimii ani, la fel ca și începuturile, într-un lung șir de călătorii, dar de această dată în scop medical. Va căuta diverse tratamente atât în țară cât și în străinătate, în Germania, în Italia, în Rusia, și într-un final, la vârsta de doar 39 de ani, va intra în eternitate. Ceea ce reținem despre Eminescu din punct de vedere al formației sale este că el a fost o persoană care a scris în continuu și a fost o persoană care a lucrat foarte mult la versurile sale, care a lucrat foarte mult la opera sa artistică și a șlefuit practic versurile asemenea unor diamante. De asemenea, Eminescu a fost un om critic. Și foarte, foarte important de subliniat, Eminescu nu a fost o persoană care a căutat niște merite personale, niște beneficii personale, ci în scopul societății. Și din acest motiv, ulterior, în perioada post-mortem, el va fi declarat membru al Academiei Române. Spuneați mai devreme despre Eminescu și Transilvania, ați menționat, și aș vrea să vă întreb, a avut vreo influență asupra gândirii lui trecerea prin Transilvania, venirea lui pe aici? Desigur, întrebarea ta este foarte pertinentă și puține persoane știu acest lucru, că Eminescu a fost foarte influențat de ceea ce se întâmpla în Transilvania. De altfel, aceasta are foarte mare legătură cu persoana lui ideologică, da? Despre viziunea lui politică și au fost anumite voci care chiar l-au acuzat pe Eminescu că ar fi xenofob sau că ar fi naționalist. Da? Avem acele versuri din Doină, de la Nistru până la Tisa, tot românul plâns Sumisa, da? Care reflectă de altfel drama românilor care se află în state conduse de alte puteri. Desigur că dacă ne referim la această ură față de străini în epocă, trebuie să o înțelegem din prisma unui atribut specific popoarelor din Europa Central-Sudestică. Și, de asemenea, această idee de naționalism pe care o regăsim la Eminescu, trebuie să o înțelegem dintr-o accepțiune diferită. Pentru Eminescu, a fi naționalist însemna a-ți iubi țara, a-ți iubi patria, a-ți iubi neamul, a-ți iubi limba română. Povestea cu Transilvania la care te referia este una destul de interesantă pentru că ea a avut un foarte mare imbold în creația sa politică și Eminescu a fost întotdeauna un admirator al Transilvaniei. A fost întotdeauna fascinat de originea statelor românești. A fost persoana care a văzut aici originea descălecătorilor, da, lui Dragoș și a lui Bogdan, care au întemeiat Moldova. I-a văzut pe profesorii care au descălecat la București, da? Care au plecat, știu eu, din Sibiu, din Cluj, din Blaj, pentru a preda în București. A văzut aici această dorință și obsesia școlii ardelene de a dovedi latinitatea. De asemenea, Eminescu a fost foarte pasionat și fascinat de tradiții, de cultură, de oameni, de port, de ospitalitatea acestui loc, încât a simțit că este momentul să intervină, să-și facă o contribuție, cel puțin într-o manieră proprie. Eminescu a fost de asemenea un critic foarte acerb a situației din Transilvania. Este un subiect mai delicat, despre care nu se discută foarte mult și aceasta are mare conexiune cu cele trei stări oficiale din Transilvania, de care aminteam în emisiunea precedentă.
El considera că națiunea română, care era la acel moment predominantă, nu trebuia să mai fie o națiune tolerată. Și, de altfel, toate aceste critici au fost foarte puternic iritante pentru Budapesta, care la un moment dat îl va interzice, atât ca și operă și publicație, și numele său mai mult va apărea pe lista vameșilor la intrarea în Transilvania. De asemenea, atunci când ne referim la Transilvania și Eminescu, trebuie să înțelegem că Eminescu nu a reușit să vadă realizarea României mari și totuși, atunci când citim opera sa, ne dăm seama că în scrierile lui, Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, avea totuși cristalizat acea idee de Românie rotundă, de Românie mare. Vreau să amintim telespectatorilor că prima poezie a lui Mihai Eminescu a fost, de altfel, publicată în Transilvania. Da, exact. Prima dată, nu? A fost publicată în Transilvania și, de asemenea, ce mai putem să spunem despre el este că, pe lângă poezie care a reprezentat imboldul cel mai important pentru Eminescu, influențat de un suflet tot transilvanian, da, Veronica Micle, istoria pentru Transilvania a reprezentat un punct central în gândirea sa. De asemenea, Eminescu a organizat chiar și conferințe pentru cei din Maramureș și a încercat să aducă acea idee de geniu, de folosire corectă a limbii române și să pună în discuție la București situația Transilvaniei. Bun, acum aș vrea să vorbim despre importanța acestei zile. De ce este importantă Ziua Culturii Naționale pentru români? Pentru că probabil multă lume trece așa cu vederea, știe 15 ianuarie s-a născut Eminescu, sărbătorim și Ziua Culturii Naționale. Însă, de ce este importantă pentru noi? Cultura română are un etos aparte, dat de caracteristicile sale istorice și geografice, și aceasta se datorează în special faptului că România s-a aflat întotdeauna la confluența dintre două lumi, între Occident și Orient. Iar acest lucru s-a resimțit în decursul secolelor și ca și orientare istorică și ca și orientare politică pentru România. Ceea ce putem spune astăzi despre cultura română este că, întâi de toate, este o cultură europeană. Și din aceste considerente este necesar ca să o conștientizăm, este necesar ca să o aprofundăm pentru a putea înțelege noile realități politice. Ideea de zi culturală, de zi națională a culturii, să știți că nu este un caz singular pentru România. O regăsim și în alte state, de exemplu în Spania, aceasta este legată de personalitatea lui Cervantes. Și de asemenea, nu este un caz singular ca ziua națională să coincidă cu ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu. Da, vecinii noștri de la Est, Republica Moldova, sărbătoresc în aceeași zi Ziua Națională a Culturii. În România, aceasta a fost stabilită printr-o lege în anul 2010, iar scopul acesteia era tocmai acela de a promova cultura, de a promova artele, de a promova literatura, de a promova efortul academic, excelența în cercetare. Sigur că ziua de 15 ianuarie nu este întâmplătoare, pentru că Eminescu a fost o persoană dedicată culturii, a fost o persoană dedicată studierii a mai multor discipline, a fost un autodidact și din acest motiv mi s-a părut firesc ca Ziua Culturii Naționale să coincidă cu ziua sa de naștere. Vreau să vă întreb și despre dilemele culturale actuale din societatea din România, pentru că sunt curioasă de felul meu. Da, este un aspect destul de delicat și, într-adevăr, sunt foarte multe dileme. Nu cred că ne-am putea încadra într-o emisiune să discutăm doar despre acest lucru. Dar dacă ne referim din perspectiva lui Eminescu, vreau să știți că el întotdeauna a avut o orientare foarte critică asupra societății românești. De altfel, Eminescu a criticat câteva lucruri foarte aspru, și anume, conducătorii corupți, răutatea la români, irosirea banilor publici și mediocritatea. Acestea au fost pentru Eminescu, să zicem, punctele care îl deranjau cel mai mult la societatea românească, iar din perspectiva lui, societatea românească nu ar fi trebuit să se dezvolte într-un salt foarte rapid, ci să meargă într-o linie continuă și lentă. Și din acest considerent doresc să vă
citez din opera sa, din scrierile sale politice, un mic extras care rezumă foarte mult ideea de cultură în România. Și spune în felul următor: cultura clasică are calitatea determinată de a crește. Ea este în esență educativă și iată ceea ce a lipsit școlilor noastre până acum și le va lipsi încă mult înainte. A învăța vocabule latine pe din afară, fără a fi pătruns de acel adânc spirit de adevăr, a învăța reguli gramaticale fără a fi pătruns de acea simetrie intelectuală a cugetării antice, este o muncă zadarnică. Și din păcate, aceasta este o realitate pe care o trăim cu toții și o cunoaștem foarte bine și o regăsim în special în sistemul de educație, care, așa cum bine am observat în ultimii ani, a continuat să dezvolte și să stimuleze acea idee a memorării, a învățării pe de rost, care din păcate nu îi ajută pe tineri în niciun fel. Iarăși un alt aspect destul de problematic la noi este dat de faptul că nu se insistă pe lucruri care chiar ar conta cu adevărat. De exemplu, tinerii nu studiază educație financiară, da? Nu studiază dezvoltare personală. Gândiți-vă că noi în prezent suntem codași Europei la stima de sine. Este un lucru extraordinar. Ca să mai vorbim de oratorie și alte aspecte care sunt de altfel indispensabile. De asemenea, dacă privim o treaptă mai sus, avem acel trend al diplomelor, diplome universitare, dacă vreți, pe care îl cunoaștem cu toții din anii 90 și care totuși nu a reușit să rezolve o problemă esențială a românilor care nu pot, unii dintre ei, să vorbească corect limba maternă. Desigur că dezvoltarea unei societăți prospere presupune în primul rând o investiție în educație, presupune în primul rând o investiție în cercetare, ori în România lucrurile sunt destul de complicate. Dacă ne uităm la statistici, câți bani se alocă pentru acest subiect, este destul de trist. Iarăși, într-un sens mai profund și poate o puțin mai amuzant dacă vreți, este acea ipostază a problematicii culturale în România ca și formă de supraviețuire. Vă recomand tuturor să citiți o lucrare, este formidabilă, excepțională, cred că este lucrare pe care fiecare român trebuie să o citească, și anume Psihologia poporului român în perioada post-decembristă. Și această carte explică de fapt ce se întâmplă în cultura română și prezintă acele tipare pe care le avem în societate, care sunt foarte, foarte diferite. Acel tipar între cine sunt eu, cine cred eu că sunt, între cum mă văd ceilalți, între cine sunt eu de fapt și cine nu aș vrea să fiu. Și de asemenea, cartea insistă foarte mult pe acea diferență între a avea, a părea și a fi, care la români este o adevărată problemă, da? Toți, cu toții ne dorim să avem, știu eu, simțul proprietății, să avem o funcție, să avem un statut, iar din păcate nu toți pot să aibă. Și acest lucru este compensat de a părea, care intervine atunci când tu nu poți să ai, da? Vrei să te prezinți ca și cum ai avea. Iar cele două nu pot niciodată să compenseze cu a fi. Într-un sens mai restrâns, trebuie să evităm, din punctul meu de vedere, să nu cădem din acea accepțiune a lui Cioran, omul căzut din timp, în omul căzut din cultură, da? Să fim foarte atenți la ce se întâmplă și la modul în care noi înaintăm în această societate actuală. Și desigur să nu uităm că, așa cum spunea regele Carol I, destinul unui popor, în primul rând, este dat de niște talente, nu este dat de niște abilități, este dat de caractere. Ori noi în momentul de față avem nevoie foarte mult de puterea exemplului, avem foarte mult nevoie de elite, avem foarte mult nevoie de oameni de caracter. Aș vrea să ne spuneți ce semnifică Eminescu pentru dumneavoastră. Am vorbit deja despre cine este Eminescu și formare și tot. Însă vreau să știu și eu, și cred că și telespectatorii sunt curioși, ce semnifică Eminescu pentru dumneavoastră? Da, îți mărturisesc că și pentru mine Eminescu are o simbolistică aparte. Eu însă îmi fi născută sub această stea norocoasă eminesciană. Și în fiecare an, cu ocazia acestei aniversări, nu fac mai mult decât să îmi doresc să mă apropiu spre credințele, spre genialitatea lui Eminescu, spre
moștenirea pe care el a lăsat-o poporului român și care cu fiecare an îmi crește și mai mult admirația. De asemenea, eu îl văd pe Eminescu ca și un promotor al culturii. El a susținut foarte mult educația, cultura în România și, în fond, acestea sunt și vor fi în continuare principiile pe care eu mă voi ghida în viață. Înainte să încheiem, aș vrea să vă rog să transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc cu ocazia acestei zile. Poate lumea se gândește ce ați putea să urați de această zi, însă cred că în orice zi putem să urăm ceva. În orice zi și în orice moment. Da, este foarte adevărat, în orice zi putem să urăm și în orice zi putem să încercăm să facem ceva mai bine decât am făcut ieri. Ceea ce aș dori să transmit telespectatorilor este faptul că nu ar trebui să uităm că Eminescu a adus la nivel de artă tot ceea ce a însemnat poezia, tot ceea ce a însemnat iubirea față de patrie. Și cred că este un moment oportun să încercăm să aducem și noi, la nivel de artă, ceea ce facem în viața de zi cu zi. Să aducem la un nivel de măiestrie viețile noastre personale, dezvoltarea noastră profesională, spirituală, mentală, financiară, dacă vreți. Desigur, știu că nu trăim într-o Românie perfectă, știu că nu trăim într-o societate neapărat bazată pe meritocrație, dar, așa cum am spus, România nu este perfectă, nici Eminescu nu a fost perfect și cred că ar trebui ca acest lucru să nu ne dezbine și mai mult, să nu ne facă mai răutăcioși, să nu ne facă mai critici, ci dimpotrivă, ar trebui să-i lăsăm pe alții în măsură să judece. Și în această atmosferă nu aș putea să nu închei decât cu următorul citat, de avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece. Vă mulțumesc! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră din nou și vă urăm și noi să aveți un an cât mai bun și cât mai prosper. Îți mulțumesc, Carmen, și asemenea vă doresc și vouă un an plin de realizări. Dragii mei, aici se încheie emisiunea noastră specială dedicată Zilei Culturii Naționale și, bineînțeles, dedicată lui Mihai Eminescu. Până la o nouă reîntâlnire, rămâneți alături de Ardeal TV.